domnilor, bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local, ședință în care dezbatem bugetul pentru anul 2019. Domnul președinte, vă rog, preluați colegii. Bună ziua, bine ne-am reîntâlnit. Iată că am ajuns la dezbaterea bugetului pe anul 2019. Am avut toți materialele, le-am dezbătut în ședințele pe comisii, cunoașteți problematica. Pe scurt, doamna contabil șef va da citire proiectul de hotărâre care deja l-am analizat într-un mod singular. Iar acum să luăm la cunoștință împreună să vedem despre ce e vorba. Doamna contabil, deci o să încep cu sumele primite. Întâi de la Direcția Finanțelor Publice. Avem la cote defalcate din impozitul pe venit suma de 1.921.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 1.119.000 lei, din care finanțarea zborului pentru încălzirea cu lemne a beneficiarilor BMG 107.000 lei, stimulant educațional, adică tichete de grădiniță, 115.000 lei, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, 17.000 lei, finanțarea cheltuielilor cu salariile evidenței persoanei, 4.000 lei, finanțarea cheltuielilor materiale de bază pentru învățământ, 879.000 lei. De la Consiliul Județean ne-au fost repartizate cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 7.590.000 lei, din care 2.675.000 lei pentru cheltuieli cu asistență socială, 4.915.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Și cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, 400.000 de lei. Astfel, veniturile bugetului local sunt în sumă de 23.637,40 lei și cheltuieli 26.737,40 lei, rezultă un deficit de 3.100.000 lei. La partea de funcționare, atât veniturile și cheltuielile sunt în sumă de 12.622,90 lei. Partea de dezvoltare, venituri 11.014,50 lei, cheltuieli 14.114,50 lei, rezultă un deficit de 3.100 de lei. Deficitul de 3.100 de lei va fi acoperit din excedentul anilor precedenți. Mai târziu trecem la lista de investiții. La sursa E, deci bugetul activităților autofinanțate, venituri 978.000 de lei, cheltuieli 1.258.000 de lei, deficit 280.000 de lei. La sus, secțiunea de funcționare, venituri și cheltuieli 638.000 de lei, secțiunea de dezvoltare sursa E, venituri 340.000 de lei, cheltuieli 620.000 de lei, rezultă un deficit de 280.000 de lei. Deficitul de 280.000 de lei la secțiunea de dezvoltare va fi suportat din excedentul anilor precedenți. Lista de investiții. Lista de investiții. La lista de investiții pe sursa A. Avem capitolul 51, achiziție programe informatice, 160.000 de lei. Capitolul 65, avem proiectul de creștere eficienței energetice, au venit în școală Lacoș, pe cartier Lacoș, pentru anul 2019, suma necesară este de 726.000 de lei, 31.000 de lei din bugetul local și din fonduri europene 695.000 de lei. Sursa 66, capitolul 66, reabilitare spațiului cabinete medicale Dărmăneasca, 380.000 de lei, sumă ce va fi suportată integral din bugetul local. Capitolul 67, cultură, avem obiectivul achiziție moră de apă în cartierul Boiștea, 20.000 de lei din bugetul local. Avem proiectul amenajare spațiului verde tip SCOAR,
Pentru anul 2019, suma necesară este de 650.000 de lei, din care buget local 16.500.000 lei, fonduri europene 633.500.000 de lei. Alt obiectiv, reabilitarea cimitirului internațional al eroilor, situat în Valea Muzului, la limita cu județul Harghita, 238.000 de lei, ce vor fi suportați din bugetul local. Avem o lucrare în continuare, reabilitare bază sportivă. Pentru anul 2019, suma necesară este de 70.000 de lei. Capitolul 68, asistență socială, avem proiectul înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Târnăveni, județul Bacău. Pentru anul 2019, suma este de 517.000 de lei, din care 445.000 de lei din bugetul local și fonduri europene 72.000 de lei. Capitolul 70, avem obiectivul extindere rețea de gaze naturale în orașul Dărmănești. Pentru 2019, suma este de 474.000 de lei, suportată din bugetul local. Extindere rețea de iluminat public în cartierul Făgubeni. Pentru 2019, suma este de 97.000 de lei din bugetul local. Planul urbanistic general 150.000 de lei din bugetul local. Studii și proiecte 250.000 de lei din bugetul local. Proiectul creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în orașul Dărmănești. Pentru anul 2019, suma este de 2107.000 lei, din care 1108.000 lei buget local, 999.000 de lei din fonduri europene. Capitolul 74, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, cu stație de epurare, pentru 2019, 561.000 de lei. Capitolul 84, la străzi, amenajare, parcări, trotuare și locuri joacă în zona rafinăriei, suma de 200.000 de lei din bugetul local, reparații capitale străzile Chiniei, Căprioarei și Stadionului, 600.000 de lei din bugetul local, lucrări de reabilitare a infrastructurii pe râul Dărmăneasca, pentru anul 2019, 478.000 de lei, 100.000 de lei din buget local, 378.000 de lei din fonduri europene, o diferență de 10.000 de lei pentru reparații capitale strada Valea Uzului și străzile Valea Uzului și strada Brădulești, modernizare drum de interes local la Poșlidez pentru 2019, necesarul este de 5.249.500.000 lei, din care 399.000 de lei din bugetul local, 4.850.000 lei PNDR. Amenajare drum de centură pentru dirijat trafic greu, deci 153, pentru anul 2019, suma de 100.000 de lei din bugetul local, asfaltare în kilometru drum în cartierul Procu, 990.000 de lei din bugetul local și achiziția autobasculantă în leasing, anul acesta este ultimul an de finanțare, 78.000 de lei. Aceasta a fost lista pe sursa A. Pe sursa E, autofinanțate, avem amenajare clădire administrativă piață, 50.000 de lei, amenajare împrejmuire târg de animale, 90.000 de lei, amenajare clădire administrativă târg de animale, 30.000 de lei, reparații fațadă clădire piață agroalimentară, 200.000 de lei, asta a fost pe capitolul 70. Pe capitolul 83, la Pășun, avem reabilitare capană țigată, 50.000 de lei, o diferență de 10.000 de lei pentru amenajament silvic 2018-2027, achiziție utilaj pentru marcaj rutier, 40.000 de lei,
și achiziția unor utilitare 3,5 tone, cu cabină dublă, 150.000 de lei. Da, mulțumim. Vă rugăm, întrucât noi pe comisie am făcut dezbaterea fiecărui punct din acest proiect de investiții, să rugăm pe domnul primar să ne explice în special la investițiile noi, pentru că celelalte lucrări în continuare noi le-am dezbătut la momentul respectiv și am dat aprobarea pentru ele. Domnul primar să ne explice... Aș avea o propunere, dacă vă păpește. Vă rog. Primar, fac o propunere. Domnul primar și domnul stimați colegi, dacă tot suntem bătăși cu moara și e ok, foarte bine, voia mea de făcută muzeu, vrem să dezvoltăm turismul dărmănești. Putem vorbi cu familia Azaparu, care aveau schiva. Poate mai au ceva din ea și în momentul când preluăm moara aia și o amenajăm, pot cursul apei în zona mării și toată de drum și terenul de îndrână, să mutăm și acea chiu, măcar ca chiar dacă nu funcționa de la modul de a arăta cum se vadă copiii cum arătau o chiuă care făcea material din lână de ouă. Aia se vedea chiuă. Din lână țesută, e o bătută la apă, și un material, se vedeau sumare de și pantaloni din industrie pierdută, da? În sensul că, pentru ca și muzeu, zic eu, că ar fi o idee. Și nu cred că ar fi o mare valoare să cumpăr niște de la familia aia. Sunt probleme. Mulțumesc. Da. Haideți că, foarte pe scurt, o să încerc să vă prezint bugetul așa cum l-am gândit noi la începutul anului 2019. În primul rând, vreau să vă spun că este un buget axat pe investiții și, deși trecem printr-o perioadă destul de dificilă, cu foarte multe modificări din punct de vedere al structurării bugetului, am avut o grămadă de probleme legate de drepturile salariale pe care legea trebuie să le prindem în buget și știți, vorbim de etichetele de masă, vouchere de vacanță și așa mai departe. Sunt foarte multe provocări legate, care țin, mai bine zis, de preluarea de către autoritățile publice în plata drepturilor persoanelor cu handicap. Cu toate astea, am dirijat acest buget spre investiții. Noi avem un număr destul de mare de proiecte finanțate cu fonduri europene și prioritatea noastră a fost să asigurăm cofinanțarea pentru aceste proiecte. Mare parte din bugetul local, așa cum v-a prezentat și doamna contabil șef, banii sunt dirijați spre investiții. Avem o parte din proiecte care sunt finanțate sau începute de anul trecut, dar avem și o parte noi, proiecte noi. Și așa cum spunea doamna David Șef, ca element de noutate, avem achiziția de programe informatice. Acest proiect vrea ca să schimbe întru totul programele informatice pe care noi le-am avut până la nivelul anului 2018. Am făcut o licitație și a judecat o firmă care vine cu un pachet de programe informatice mult mai performante și care sunt în corelație cu legislația în vigoare. De asemenea, noi avem un proiect nou la care se lucrează. E vorba de școala Lapoș. Suntem în faza de proiect tehnic. În câteva zile va fi depus proiectul tehnic și sper că în cursul anului 2019 să trecem efectiv la lucrări de reabilitare a școlii. Lucrăm de asemenea la modernizarea cabinetelor medicale și aici vorbesc de fonduri locale, din bugetul local. De la început am spus că învățământul și sănătatea sunt priorități zero pentru Consiliul Local și nu numai. În vechea școală de la Dărmăneasca, în care nu se mai desfășura activitate, am solicitat cu Ministerul Educației schimbarea destinației și toate documentele le-am depus acolo în vederea transformării din destinația pe care am avut-o în centre și cabinete medicale, în centru medical vrem să facem acolo. Se lucrează, așa cum am spus, din bugetul local, pe direcția, eu știu, să spunem așa, dezvoltării turismului. În urma discuției cu proprietarul, am propus achiziționarea molii de apă din cartierul
Dărmănești, așa zisa moară Hazaparu. Sigur că este un proiect la care vom avea mult de lucru. În această fază doar ne-am propus să achiziționăm acea proprietate de la actualii proprietari, pentru care să dezvoltăm un proiect cu fonduri europene în corelație și cu Ministerul Culturii. Suntem pe proiectul cu spațiu verde timp școlar la proiectare și în cursul anului 2019 vom avea investiție cu siguranță acolo. Suntem în fază destul de avansată cu cimitirul eroilor de la Valea Uzului și a fost una din prioritățile noastre să facem din nou ca acel cimitir de la coada lacului să devină cimitir internațional. Și până în luna mai va trebui să amenajăm acolo o sola eroilor români din primul război mondial, un monument și cu crucile aferente. Spuneam că anul trecut am demarat investiții din bugetul local la bază sportivă pe care am achiziționat-o și am făcut investiții destul de surioase anul trecut. Anul 2019 am alocat ceva resurse pentru, din bugetul local pentru amenajarea efectiva clădirii de vestiar și utilităților de care au nevoie sportive acolo. Lucrăm la centru de zi pentru persoane vârstnice și suntem în fază de proiectare și sperăm ca în 2019 la fel să înceapă lucrările acolo. Este un proiect de 2.700.000 de lei finanțat din fonduri europene. Am luat în calcul extinderea rețelei de gaz la Dărmănești din bugetul local și avem mai multe cartiere vizate. Am făcut de anul trecut demersuri atât la Agenția Națională de Resurse, cât și la Delgaz Grid și așa mai departe. Suntem în faza de studii de fezabilitate și cred că în perioada imediată următoare vom avea niște indicatori tehnico-economici. Deja avem datele în mare parte și va trebui să decidem care, din resursa locală pe care o avem, care sunt străzile pe care vom interveni în 2019. Avem extinderea rețelei de iluminat public în cartierul Corubeni. Este un proiect pe care l-am lansat anul trecut. Avem studii de fezabilitate, avem proiectul tehnic, avem indicatori și anul ăsta ar trebui să trecem efectiv la execuția, am alocat resurse din bugetul local. Lucrăm la planul urbanistic general. S-a început de anul trecut, în acest an, ne-am propus până la 31 decembrie să-l finalizăm, la fel, sursă de finanțare bugetul local. Am prins pe studii și proiecte o sumă, pentru că vizăm din nou noi proiecte în 2019 pentru atragerea de fonduri europene și dau un singur exemplu. Vom depune un proiect pentru asfaltarea șoselei de centură care săptămâna trecută am produs un domeniu public. Avem în derulare și până pe data de 4 aprilie se depun oferte pentru execuția lucrărilor de reabilitare a blocurilor din Dărmănești. Proiect finanțat cu fonduri europene și sigur noi am asigurat cofinanțarea. De asemenea, lucrăm tot pe fonduri europene la extinderea rețelei de canalizare și a stației de depurare și avem termen linie 2019 pentru finalizarea stației de depurare. Aici mai avem de cofinanțat 561.000 de lei din bugetul local. Am luat în calcul tot din bugetul local în zona rafineriei să amenajăm parcări, trotuare și locuri de joacă pentru o parte din blocurile care vor fi reabilitate prin programul pe care l-am amintit adina ori. De asemenea, anul trecut am lucrat pe strada Chimiei, Căprioarei și Stadionului. Am amenajat trotuare, 1,5 km de trotuare pe străzile respective și în acest an ne-am propus din bugetul local să asfaltăm aceste străzi. Avem proiect european de amenajarea pârâului de la Dărmăneasca, la fel semnat de anul trecut contractul de finanțare, așteptăm proiectul tehnic să fie depus și aici avem o finanțare 478 din bugetul local 1000 lei. Pe strada Valea Uzului și strada Brătulești, anul trecut am asfaltat-o, în acest an mai avem un rest de plată la ridicarea de capace. Lucrăm și suntem în fază de execuție la amenajarea și asfaltarea, modernizarea străzii Ives și străzii Lahoș, proiect finanțat prin PNDL, 5.400.000 de lei. Deci în această oră, deci se lucrează la modernizare. Am spus că amenajăm centura
de trafic greu de la Târmănești, din buget local am alocat 150.000 de lei pentru lucrările strict urgente, urmând ca după aia să facem un proiect finanțat cu fonduri europene. Avem un proiect de anul trecut asumat din bugetul local pentru asfaltarea unui kilometru de tunel în cartierul Plopu. Până pe data de 9 aprilie se depun oferte în SICAP pentru proiectare și execuție. Avem pe sursa E, de asemenea, din bugetul local, de amenajat două clădiri administrative, o clădire pentru piață și una pentru târgul de animale. Ne-am propus tot din bugetul local în acest an să prejudim târgul de animale, prin gard de prejudire, condiții pe care, de altfel, ne-au impus cei de la Direcția de Sanitate Veterinară, care ne și autorizează în acest sens. Sigur că am luat în calcul reamenajarea clădirii agroalimentare din centru, în sensul de a găsi arhitectural cu altă exprimare aceste clădiri, pentru că, așa cum a fost ea gândită la momentul proiectului, nu mai corespunde cu ceea ce se cere astăzi. Am luat în calcul și imobilul Cabana Țiganca de la zona Țiganca. Avem un imobil acolo care are, prezintă un stadiu destul de avansat de deteriorare și cred că trebuie intervenit urgent la el. Lucrăm de asemenea la amenajament și sigur la amenajamentul silvopastoral și sigur că ne-am prins în bugetul local și achiziționarea unei auto-utilitare de 3,5 tone, pentru că la momentul de față ceea ce avem în parc auto mai trebuie înlocuit. Cu toate astea, spunea doamna Cotaricev că avem un deficit de 3,1 milioane lei. Este un deficit care îl vom acoperi din excedentul anilor anteriori. Noi de anul trecut ne-am prins aceste cofinanțări și am avut în viziune dezvoltarea de noi proiecte, în așa fel încât să nu fie nevoie să ne împrumutăm sau să facem alte artificii financiare pentru a acoperi cofinanțările din proiecte. Deci din cei 3.100.000 pe sursa A, 97% din ca și procent se duc pe cofinanțări. Sper ca în acest an gradul de încasare să fie cel previzionat de voi, adică să avem un grad de încasare cât mai ridicat, în așa fel încât să ne putem finanța aceste investiții pe care noi le-am. Cu siguranță va trebui să, ca și priorități, să asigurăm cu finanțările și după aia să facem alte tipuri de lucrări din bugetul local. Mai sunt încă un set de proiecte pe care noi le avem, nu le-am prins în buget pentru că am fi crescut deficitul peste puterile excedentului, să zic așa, dar la prima rectificare, cu siguranță, vom mai veni, dacă încasările sunt pe măsura prognozei noastre, cu o listă de să completăm lista de investiții și avem, discutam pe comisii, podul de la Buriceanu, acea punte care arată cum arată și, cu siguranță, trebuie refăcut la cabinetele medicale de la din zona Dumbravei, acoperișul și așa mai departe. Am depus un proiect acolo, este în așteptare, durează foarte mult, la ultima vișenie de acolo o săptămână, am luat acoperișul acolo. Dar, cu siguranță, trebuie să venim să refacem din buget local acoperiș și ce avem noi acolo. Deci v-am dat două exemple, sunt mai multe, sunt vreo 7 proiecte pe care noi le avem în lista de așteptare și pe măsură ce vom trece la execuția bugetului pe 2019, în funcție de, eu știu, poate vom mai face economii pe anumite proiecte care sunt în licitație, va trebui să completăm lista cu proiectele suplimentare. Repet, este un buget axat pe investiții și dacă spunea și pe comisie, cu ani în urmă, procentul din banii pe care strângeam din bugetul local dedicat investițiilor era mic, în acest an putem spune că ne ducem la un procent foarte mare, mult mai mare față de anii anterior. Dacă în 2018 vorbeam de 35% din buget axat pe investiții, în acest an undeva jumătate din bugetul local merge să finanțeze investițiile din
listele pe care le-am propus. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da? Vă rog, înscrie la cuvânt. Cine dorește să înscrie? Domnul Moise? Următorul? Cine? Domnul Balaș? Altcineva? Domnul Doru Despan? Da. Rămâne lista deschisă. Are cuvântul domnul Moise. Vă rog. Da, domnul primar, din câte am observat, sumele care compun bugetul sunt în mare parte provenite de la guvern, Consiliul Județean și taxe locale. Fondurile europene. Cea mai mare sursă din fondurile europene. Da, știu că există mai multe proiecte pe care le-am făcut anterior, dar cam puțin tele. Față de ce a fost înainte zero, eu cred că acum sunt. Vreau să vă spun că bugetul local s-a dublat prin atragerea de fonduri europene, comparativ cu ce a fost înainte. Vă rog să vă uitați pe evoluția ultimilor ani. Veți avea un răspuns. Sigur că sunt puține. Noi, pentru a cofinanța aceste proiecte, adun că avem deficit de 3.130 de miliarde de lei vechi. Da? Eu aș dori să avem mult mai multe și să știți că în fiecare zi suntem interesați și aparatul de specialitate de a găsi noi surse de finanțare europene și nu numai. Da? Să le adineze să avem noi cât mai multe contracte semnate, că ăsta e un lucru bun. Da? Dar nevoile de mănăștirilor sunt mult mai mari, facem numai ce putem, câți bani avem. Dacă s-ar putea cu extinderea de plaze, ținând cont că Sălătul Cocost, un pic marginalizat și cu canalizarea și cu aia poate să ajunge și în Sălătul cu extinderea de plaze, pentru că cam nu s-a putut pe acolo, nu avem canalizare. Spuneam la comisii că noi avem o evaluare a nevoii extinderii rețelei de gaz. La acest moment, suma se ridică la 2,5 milioane de lei. Din păcate, nu am identificat la momentul ăsta o resursă externă, adică să avem fonduri guvernamentale sau fonduri europene pentru așa ceva. Se vorbește la guvern de un nou proiect de extindere finanțat prin PNDL, așa, de extinderea rețelei de gaz. Deci noi, la acest moment, lucrăm la partea de studii, proiecte, studii de fezabilitate și vom veni, cu siguranță, în următoarele luni, cu indicatorii la noastră. Să dea Dumnezeu ca Guvernul să finanțeze extinderea rețelei de gază, că vom depune imediat acest proiect. Până atunci, din resursele locale, putem doar o parte. Și atunci va trebui să decidem fie dacă Guvernul întârzie cu lansarea programului de finanțare a extinderii rețelei de gaze și rețelei electrice. Să apelăm la un împrumut și să ne finanțăm noi pentru a extinde rețeaua de gaze. Mai exact, avem nevoie de 30 de kilometri de rețea de gaze la Dărmănești. Vă spun că am făcut inclusiv Sălătruc, Joseni, Triaj, Lapoș, Păgubeni, zonele care au fost luate în capul, undeva 30 de kilometri, care înseamnă 2,5 milioane de lei noi. Deci, fie decidem să depunem imediat ce Guvernul va finanța așa ceva, un proiect pe tip PNDL, fie să ne, dacă durează cu finanțarea din partea Guvernului, să apelăm la un împrumut, facem extinderea de gaze și rezolvăm. Deci decizia a fost în România. Dacă vorbim despre buget, știu că mai era o posibilitate până în 2020 pe extinderea da. Deci am depus pe POIM 2, să știți că zona la care dumneavoastră duce Sălătul, da. Deci pentru partea de, și am să întotdeauna să fac un extras din programul de investiții a CRAB-ului, avem și extindere de canalizare în zona Sălătul, și extindere de apă la Dărmănești și modernizarea rețelei de apă. Sunt zone în Dărmănești și fac trimitere direct la Sălătruc, la care pompa și cea de mai acolo nu fac față. Și atunci, pe POIM 2, este prinsă extinderea rețelei de canalizare și este vizat direct cartierul Sălătruc. Nu numai Sălătruc, avem și pe Poiști, avem și la Bloc, avem și cartierul Brătulești, anumite vedere. Și extinderea rețelei de apă. Deci acolo sunt prinse clar toate străduțile astea. Studiul s-a făcut anul trecut. Noi acolo unde am avut solicitări le-am transmis, dar
2020-2024 a avut ca și perioada de finanțare extinderea rețelei de canalizare. Da? Domnul Desla, vă rog. Da, vă vorbit cifrele din buget. Din punctul meu de vedere, cred că este destul de cuprinzător. Corespund într-o oarecare măsură nevoilor cetățenilor din orașul nostru. A fost făcut în funcție de sumele pe care le avem defalcate în anul 2019. Ce am reținut, aveți în obiectiv trei mari proiecte, domnule primar, pe care nu le-ați amintit în prezentarea dumneavoastră, din care unul destul de important este vorba de 50 km de asfaltare, Doamne ajută să prindem, da. Pentru iubitorii de sport, pentru fiind și în comitetul director, țin să informez pe această cale că 267 de mii lei au fost cheltuiți până acum. Pardon, nu este suma totală alocată, din care 197 au fost deja cheltuiți. Avem pentru anul în curs 70 de mii de lei. Pentru baza sportivă? Pentru baza sportivă, pentru buna funcționare, să zic, pentru bunătățirea. Da. Echipa de fotbal va beneficia de 350 de mii lei. Mai mult cu 5.000 de lei față de anul trecut. Așteptăm asfaltare, așteptăm să meargă viața sportivă, așteptăm să ducem colegele noastre la cabană, la Țiganca. Pentru că au spus toate că n-au fost. Dar pe colegi... Spor la treabă. Dumneavoastră, nouă, colegi, nu colegi. Și colegi, și colegi. Nu colegi dumneavoastră. Mai dorește cineva să știi la cuvânt? Eu merg. Cu speranța că nu vom avea intemperii, calamități să ne dea peste cap acest buget. Că și anul trecut ne-am propus o comandă, dar atunci au venit inundații și ne-au afectat. Să sperăm, supunem la vot cine este de acord cu bugetul pe anul acesta. Vă rog, mâna în sus. Mulțumesc. Să abține cineva? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind bugetul local pentru anul 2019 a fost adoptat. Pentru că am avut ședință săptămâna trecută și am avut probleme la diverse, consider că putem încheia ședința, că avem o altă ședință cu propriindările mai mare. Nu este diverse, nu este diverse.